în contextul rezilierii contractului de concesiune încheiat în urmă cu 4 ani de zile în vederea modernizării aeroportului internațional George Enescu Bacău, aerogara va fi modernizată parțial din banii Consiliului Județean. Autoritățile județene și-au anunțat intenția de a continua lucrările de reabilitare a aeroportului lăsate de concesionar firma Blue Air la un stadiu de realizare de doar circa 15%. Mai precis, până la acest moment, doar platforma din cele 18 obiective asumate prin contractul de modernizare a aeroportului internațional George Enescu a fost modernizată. Valoarea lucrării se ridică la circa 2.737.000 de euro din totalul de peste 40 de milioane de euro care trebuiau investiți de către concesionar. În aceste condiții, autoritățile județene vor să continue în 2014 modernizarea aerogării și să reamenajeze parcarea. Vreau ca să, din intervalul septembrie până în decembrie, sau până în ianuarie, când vom construi bugetul pe 2014, să avem timpul necesar astfel încât să facem rapid o proiectare pentru extinderea aerogării și modernizarea parcării. Sunt obiective pe care vreau să le finanțăm anul viitor din bugetul Consiliului Județean, plecând de la ideea că vom rezilia amiabil și operarea va reveni la aeroportul, la regia autonomă aeroportul. Dar îmi doresc să modernizăm aerogara, să facem parcarea. Reabilitarea pistei aerogării, care trebuia finalizată conform contractului pe data de 1 martie 2013, nici nu a fost începută. Pista este nu doar cel mai costisitor obiectiv de peste 13 milioane de euro, ci și motivul pentru care modernizarea aerogării băcăoane s-a impus imperativ.